Așa. Da, Smash, la fel, este un băiat frumos și... Da. Trei de da, în etapa următoare, Marinel. Da. Și mai aștept și eu ăla. Și ai un zâmbet frumos. Tocmai. Ai cei mai frumos dinți. Wow! Și tu, Larisa. Ambi zâmbiți. Ia să vedem. Hai, zâmbiți amândoi. O zâmbet. Încă. Hai, mai tare. Cu dinți, Marinel. Nu, poate, nu. Maxim. Acum tu, Marinel. Să-i dau Smash pentru că e o femeie frumoasă și destul de matură la vârsta ei. Mulțumesc. Dar voi toți acolo ați învățat două propoziții. Nu le ziceți să ocup. Suntem despotați mental ca să putem vorbi mai mult. Păi cam, da. Eram foc. Păi cam, da, dar și voi ați zis aceleași lucruri de noi. Lasă. N-am zis la nimeni că e femeie matură. Uite, nu Radu, zicem. Radu, ești o femeie de matură. De ce? Pes? Pentru că, după cum am spus, Radu rămâne cum nățelul meu. Pe rămâne veșnic. Fratele meu. Friendzone. Eu, Larisa, pentru aspectul fizic și pentru modul tău de gândire și exact cât te-am cunoscut aici, sau Smash. Mulțumesc. Dar la fel nu m-aș putea vedea într-o relație cu tine. Doamne ferește dacă m-aș putea vedea, pentru că ei, am așa o imagine din trecut când mă uit la tine și... Minți. Nu m-aș putea. Și te afecțiază sau minți. Ce? Și îți place fata. Minți. Acum da, minți dar și minți grav. Într-o relație cu ea. Chiar grav minți. Dar de ce? Te afectează trecutul sau ce? Încă mai ai? Nu, nu mă afectează trecutul, doar că nu pot să stau din două motive. În primul rând este prietenă cu o persoană la care cumva face parte din trecutul meu. Este o acum persoană și din apropiată. Ei. Poftim? Acum ea este în emisiune, face parte și din trecutul ei. Aveți un lucru în comun. Eu înțeleg chestia asta, deși nu, n-aș putea. O văd chiar o persoană super mișto, care sunt sigur că o să mă înțeleg bine și atât. Și eu. Dar voi v-ați scris vreodată în privat? Nu. Amândoi odată ați răspuns. Da. E live atât. Sinceritate, sinceritate. Uh-huh. Era ceva să zică unul da și unul nu. De Cristina e geloasă? Da, nu mai pot. Când mă văd așa pe ecran, parcă mi-amintește de ceva și nu mai pot. Ei, na. Mă topesc aici. C-o fi glumă. Ei, mai știi tu? Deci Smash, Smash, sau cum? Eu am spus că îi dau Smash pentru aspectul fizic de atât. Deci te și credem, Radu. Deci credem. Nici tu nu te crezi. Da, exact. O, oh, scuze. Ce faci, Larisa? Bine, tu? Bine. Ți-am spus să nu-mi spui Larisa, să-mi spui... Lari. Cumnata. Cumnată. Rămâne așa. Așa ți-a zis de acolo să vii să... Nu, nu, nu. Ok. I-a zis de acolo, de sus, să nu te lase să ei, faci de relație. Din lift. Din lift, da. Da. Ești bine? Asta v-am spus că nu știu. Sincer, nu știu. Numai Radu știe treaba. Dar și tu ai ochii albaștri? Da. Nu ia zoom pe ochii lor. Ia fașa. Îți plac ochii albaștri? Da, dar nu, că acolo avea lentile, n-avea. Da, ai mei. Ia să zoom, hai. Hai, Radu, așa. Deschide ochii. Nu gura! Înțelege că ți-ai făcut albire, da? Pe bune. Haide. Așa și... Wow. Wow. Hai să parcă aplaudă. Te-ai pierdut da, în ochii Larisei, măi, Radu. Oh. Nu, că se regăsește imediat. Te pierzi în ochi și te regăsești. Bă, eu v-am zis sincer, chiar nu o văd mai mult decât o simplă prietenă aici. Doresc mult succes să-și găsească pe cine dorește în casa iubirii. Nu m-aș vedea compatibil cu ea, v-am spus din mai multe motive. Și chiar vorbesc la modul cel mai serios. Bine, Radu, da, te da, cred. Da. Dar dacă nu te vezi compatibil cu omul, că încă te afectează trecutul, nu? Dar nu-i vorba că... Uite-l, uite-l. Vă bune imitate. Nu-i vorba că mă afectează trecutul, dar dacă ai un respect sau o chestie de asta, nu poți să stai cu o persoană, nu știu. Uite, Ionuț, de exemplu, n-ar putea să-și facă relație cu ea pentru că o cheamă Larisa. Dar okay? Nu o cheamă Cristina. Eu nu pot să-mi fac o relație cu ea pentru că știu că e prietenă, o soră, cum își spune ea, știi? Cum se autoproclamă soră? Ea. O soră a King. Da, nu pot să-mi fac o relație cu o soră de King. Înțelegi? Adică la modul ăsta. N-am nimic cu ea, e o femeie super mișto. Chiar mă bucur că am cunoscut-o în realitate. Și... Nu, dar că ești în emisiune, trebuie să o mai vezi pe ea.
Radu, dar n-am treabă. Radu, tu ești gen, nu vrei să trădezi pe Kinga sau ce? Ai, Cristina, stai tu acum și cauți. Așa de gol, ce ai și tu. Lipisești sau ce? Oprește, Cristina, că mă dai de gol. Păi ce să te fac lipisești? Și eu acum? Zic și eu, dar de ce te bagi în seamă cu mine? Așa vreau să mă bag, na. Da? Așa, suntem aici în casa iubirii și ne băgăm unde vrem și când păi, vrem. Păi parcă ai zis că nu te mai bagi. Păi uite că vreau, uite că m-a răzgândit și vreau să mă bag. Păi iar mă cauți, văd. Păi dar nu te caut eu pe tine, că tu ești deja aici. Eu vorbeam cu Larisa, care-i treaba cu tine, Cristina? Dragă, de ce mă cauți? Smeși sau pes? Bună ziua! S-a schimbat ceva? Bună ziua! De ce mă cauți? Care-i treaba? Dar nu te caut! Bă, ce seamă noi ăștia? Dar nu mă interesează! Bă, bune că seamă noi ăștia, doi nu se pot. Cum să semănăm? La ce semănăm? Bă, bune, dacă nu semănați, la multe, nas. La multe, da. Și la ochi, și la gură, și la tot. Nu mai zici asta. Anumite întrebări, tot. Cristina, zici ceva pe turcă lui Radu. Amândoi sunt mai feminine, așa? Cristina! Nu pot, că e aici cum nata și... Așa de gol! Zici ceva pe turcă lui Radu. Când n-ai gând? Iar o să fac, nu mai, că iar fac meu. Dar a fost mișto ăla. Dar zi pe germană. Ce să-i zic pe germană? Nimeni nimic, Cristina. United. Dar cum ai zis? Ia mai zi o dată. Ai văzut și tu, Radu? Nu, păi nu te mai interesează. Mă uit la lucruri. La desene, da. Se uita la pe lucru, TikTok. La uita la desene române. Se uita la documentare cu Tom și Jerry. Ce faci, Radu? Bine, Cristina, tu de ce mă cauți? Eu? De ce ai vrut cadru cu mine? Eu te caut pe tine sau tu te-ai băgat în discuția mea? Da, pur și simplu am vrut să mă bag, na. Dar de ce? Păi că așa am vrut. Care-i interesul? Păi n-am niciun interes, doar vreau să vorbesc. Cristina, te simți cumva așa aiurea că au ars-o până acum cu cumnată, cu de-astea? Nu, chiar îmi place, mă simt foarte bine. Te simți bine. Dar se vede că parcă ți se zbate și ție ochiul un pic așa. Ești geloasă? Da, uite. Nu, serios, ești geloasă? Nu sunt geloasă. Nu? Nu, e o glumă. Dar mișto e gelos. Poți acum, nata. Mie îmi place. Ce ai, îți place? Mă mai caut și eu aici cu Radu, ce să fac? Cauți hai, fată, King a avut cu el doar un sărut și el la final. Dar nu... Cu el ai avut infinite săruturi și o noapte. Dar nu mă interesează, pur și simplu am vrut să vorbesc, atât. Bine. Ce, nu ești de acord sau... Păi nu, că am stabilit în gală, am doi, când ne vedem fiecare. Păi da, și după m-ai chemat în camera roșie. Ce anume? M-ai chemat în camera roșie. Asta a fost... Lasă! Mă încurci episoadele. Te-am chemat în camera roșie, a fost gala. Nu, m-ai chemat la cameră, că știi că o să vin eu. Păi nu te-am chemat eu în camera roșie. Ai zis să vină cineva. La doilea rând, gala a fost după... Camera roșie, gala. Nu a fost gala, camera roșie. Nu mă enerva. Nu mă enerva. Ai zis că... vrei să cheme pe cineva și știi că o să fiu eu. Ei, de unde știi? Ei? Ce, am dat în boabe? Ai zis tu la început singura de cameră. Fată de acolo? Vezi că nu sunt surdă. Și nici o arbă. Mă gândeam. Să ascultăm conversațiile astea. Hai că plictisim oamenii, Cristina. Altceva? Oh, da. Tu plictisești oamenii. Hai, smash sau pes, voi. Da, nu. Sincer, am dat smash. Acum aș da pes. Wow, ce mai amăgi, mai lovi fix în inimă. Cred că aspect fizic va fi mereu smash. Că nu ai cum să schimbi chestia asta. Dar pes pentru tot ce... Dar tu de ce nu știi să zici pe aspectul fizic smash? Nu, lasă-l în pace. Cine, nu. Eu? Da. Cui, ție? Oh. Hai, nu mai vreau să văd pe Radu, luați-l. Bravo, Patricia, aici, 1-0, Patricia. La cine merită, Patri, nu neapărat mie. Da, eu, Starma. Așa puțin, că între timp am intrat într-un cuplu, mi s-au schimbat gusturile. Mi s-au schimbat. Vai, mamă, da. Păi ce, Radu nu e în cuplu, eu sunt într-un cuplu. Deci aveai alte asemeni gusturi. La corp, adică sunteți două tipare diferite. Da, am înțeles, Patrick, dar nu mai pot să dau smash. Când e o femeie frumoasă... Dar nu-ți spus nimeni, nu ți-am făcut urâtă nici în secundă. Uite, eu te fac și acum, că ești Larisa o frumoasă. Fată foarte, foarte frumoasă. Da, și tu ești o femeie foarte frumoasă, dar eu am iubită și pe ea o consider cea mai frumoasă. Asta a vrut să dar asta nu înseamnă că... Asta a vrut să asculte. Mă fac travesti. Ai zis-o, gata. Mulțumesc. O femeie foarte frumoasă. Citești frumos. Adică bă, m-am făcut din femeie. Asta nu e bine. San Moroilo. San Moroilo. Da, oameni buni. Oameni o să fac un anunț acum că, na, oricum mai glumesc. Fake news. Așa sunt eu, glumeț, pur și simplu. Stă bine și verde.
Nu fac absolut nimic decât să glumesc. Nu am nimic pentru Patricia. Bine, bine că ai remarcat. Să menționez că, na, iar mă duc departe. Vreau să fac și un anunț, nu am nimic pentru Patrick. Așa. Puncte de suspensie. Bine. Ok. Nu, bine, și acum... Zici că sunt anunțurile alea, știi? Matrimoniale. Nu, fată, nu. Care anunțuri? Dăunează grav sănătății. În ei doi sunt pe ecran, dăunează grav sănătății lui Patrick. Operatorul? Ce văd? Marinel, ți-a mai revenit? Mm. Parcă. O, de Doamne. Ce? Pare că un pic, da. Aisa, ce faci? Neața, Patrick. Căscat. Bă, de 15 minute te lupți cu tine să n-adormi. N-am avut timp să dorm. Am stat de povești cu Lorena. Ce zice Lorena? Păi ce să zică? Nu mai de bine. Ce ați povestit? Lorena nu pare obosit. Am povestit de muzică, am povestit de cărți, am povestit... Am auzit că ați ascultat melodia noastră.